Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cere ca orice notificare de reducere a prețului să indice clar prețul aplicat anterior de comerciant, astfel încât decizia de cumpărare să fie luată de client cunoscând prețul real al produsului. Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării reducerii, astfel încât consumatorul să poată identifica în mod clar reducerea, au transmis reprezentanții ANPC. Proiectul guvernamental supune introducerea în legea a următorului articol. Orice notificare de reducere a prețului indică prețul anterior aplicat de comerciant pentru o perioadă determinată înainte de aplicarea reducerii. Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii. În cazul bunurilor susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid, în special alimentele, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultime 10 zile înainte de aplicarea reducerii. În cazul în care produsul a fost prezent pe piață mai puțin de 30 de zile, prețul anterior reprezintă cel mai mic preț practicat de comerciant de la data punerii produsului pe piață, înainte de aplicarea reducerii. Dacă reducerea de preț este majorată treptat în perioada ultimelor 30 de zile, prețul anterior este considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii. Se arată în comunicatul ANPC. Reglementarea propusă de instituție trebuie să între în la data de 28 noiembrie 2021 și urmează să fie aplicată efectiv, începând cu data de 28 mai 2022.